Stai. Du-te la culoare. Da, mamă. A făcut lupa căței. Vezi să nu te muște Dănuț. Deși așezare milenară, satul care ne-a inspirat această rememorare cinematografică este reconstruit din temelii casă cu casă. Cu 35 de ani în urmă, aici, cotropitorul fascist a incendiat peste 400 de locuințe și a executat 29 de patrioți care, uniți în luptă comună, s-au jertfit pentru eliberarea Transilvaniei, pentru libertate și dreptate socială. Moise, noi suntem din Păvișeu, Iza, Mara și Coseu. Gândurile lor, întoarcere în timp. Ții minte, Dănuț? Era în vara lui 1944. Dănuț! Dănuț! Nu pe acolo. Te-ai jucat cu cal? Nu, cu mașinile, mamă. Nemții ăștia au toți mașini și ne lasă. Numai la tunuri nu ne lasă, dar la mașini ne lasă. Hai în casă să te spăl. Thank you.
Aia, Lulu, puișor măi, de leagă că ești fecior. Ia-i si fost mândruluț, fată, e lăsa-mi nelegănată. Să n-am prunc de legănat, mă, mi-aș trăi tăt fubănat. Să n-am prunc de ciupăi, e dormat și prăpădit. Unde prânzi, nu prânzesc, mă. Foaia. Fără... Patru ani de când Hitler ne-a vândut. Patru ani de chinuri. Ia să vedem, moșule, ce mai zic. Trupele anglo-americane, sprijinite de puternice forțe ale marinei, au reușit să facă debarcări între Toulon și Cannes. Trupe de parașutiști au fost lansate în spatele zonei de apărare germană. Se dau lupte grele cu trupele inamice. Aici, postul de radio Londra. Frontul din Italia. În Italia, armatele aliate și-au reluat atacurile de străpungere în sectorul de coastă al Adriaticei. În tot timpul zilei de sâmbătă, s-au dat lupte violente în cursul cărora inamicul a trebuit să se retragă suferind pierderi importante. În Estonia a continuat puternica presiune sovietică la vest de lacul Pleskau, fără ca inamicul să fi putut rezista. Lupte violente în curs în zonele Sodomeni, Heleștieni, Podul Iloaiei, Iași Sud-Vest, Tighina. Aici postul de radio Londra. Am transmis cea de-a doua emisiune în limba română. Ausführen! Thank you.
Ce, mă, șogule, mă? Asta-i lemn de copulșie, ha? E singurul care l-am găsit. Și cel mai bun. Bun pe dracu. E bun pentru sicriul tău, mă. Adevărat. Nici ne scalcă pragul. Ți-o coflenderul de Sivedrea. Noroc, Moise. Noroc pe dracu. Mă, Sivedrea, ce te ții așa de folos ca un fișman, mă? Spune, câți bani ai băgat ca să rămâi la polele muierilor, a? Dar păi știi că am fost reformat. Da. Cam îndoi am mers la regiment când n-au chemat. Vezi-o ca asta, mă? Vezi cotonoga? Tu ce-ai dat, mă, pentru țară? Zi! Despre ce țară vorbești, mă? Despre aia ciuntit acum 4 ani? Sau despre altora? Mama voastră de trădători. A să vă curăți, mă. Auzi, mă? Cu mâna mea am să vă curăți. Ziua bună, moșule. Ziua bună, Ioane. Să nu te-ai supăra. Din scândurile astea să-mi faci și mie, moșule, un dulap cu 20. Am aici un plan făcut de mine. Bine. Bagevălean, îți mulțam pentru pomană. Mă duci acasă, s-o obosit. Mă cam doare piciorul. Umblă sănătos. La șine. Ia vezi. Gata. S-a dus. Ducă-se pe pustii. Faină treabă, moșule. Bălean. Ich bin ein Freund. Körner. Nehmen Sie Platz. Mulțumesc. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Sprezi Deutsch? Wenig. Vorbiți românește? Wenig. Învățat camarazi români, luptat împreună. Cu ce vă pot fi de folos? Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Mare artist. Mare. Eu... Dacă vă place, luați-l. Mulțumesc. Vielen Dank. Bitte. Mein Freund, Andrei. Andrei. Coman. Da, învățătorul. Ia. Unde găsesc? Da. Lângă șule. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Thank you.
Frau Coman, nu? Da. Am recunoscut ușor la dumneavoastră, după fotografii. Sunt majorul Dietrich Körner, prieten domn Coman, Andrei Coman, soț la dumneavoastră. Ne-am cunoscut la Stralsund. Da. Atunci poftiți. După dumneavoastră. Poftiți. Mulțumesc. Văd că vorbiți foarte bine românește. În facultate, doamna Coman, am studiat limbile romanice. Sunt un pasionat. Am profitat și de cunoștința cu domnul Coman și am exersat. În plus... Mă scuzați o clipă. Vă rog. Dar cum se face că nu sunteți pe front, domnule major? Pentru mine frontul este linia de fortificații care o construiesc aici. Trebuie să știți, stimată doamnă, că Berlinul lucrează la o armă secretă care ne va face stăpânii lumii. Vă asigur. Asta e orășelul meu. E foarte frumos, nu? E un oraș pașnic și foarte vechi. A fost declarat oraș deschis. Aici am fost eu 2 luni cu soțul dumneavoastră pentru specializare. Sper că v-ați spus. Da. Ce vremuri frumoase. Doamna Coman, aș vrea să mă simt ca la mine acasă. Vă rog, spuneți-mi Dieter. Este un fel de coniac mai tare. La noi se spune Horinga. Pentru că sunteți prieteni cu Andrei. În sănătatea noastră. Și pentru prietenie. Mi-e foarte frică pentru Andrei. În război nu moare toată lumea. Sunt sigur că Andrei trăiește. Domnule major, știți sau... vreți numai să mă liniștiți? Arbeite dir auch nach. Was? Von diesem Augenblick schlappt niemand mehr. Attenzione, attenzione. Nu părăsiți aparatele de radio. În curând vom transmite un comunicat de mare importanță pentru țară. Attenzione, attenzione. Nu părăsiți aparatele de radio. Români. România a acceptat armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Națiunile Unite ne-au garantat independența țării și neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut dreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost trăpită. Acum și ceasul meu umblă bine. Thank you.
dictatura a luat sfârșit și cu ea încetează toate asupririle. Alături de armatele aliate și cu ajutorul lor, mobilizând toate forțele națiunii, vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupație străină. Români, de curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independența împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărâi singur soarta, depinde viitorul țării noastre. Ziua bună, domn învățător, trăiți! Eu sunt Ion! Nu, rușii nu vor câștiga războiul. E absurd. Istoria n-a îngăduit și nu va îngădui niciodată asemenea absurdități. Înțelegi, Iulia? Bine te-am găsit, Moise. Dar după cum vezi, nu tocmai bine. Nici dumneata nu te-ai întors foarte bine. Nu prea. Ne-au trimis ăștia să murim. Acolo unde o înțărcam mutul, e apa. Noi ne lăsam oasele pe acolo și mâierile noastre de gât cu alții. Aliații sunt faini, eleganți. Mantei curate, soponul nu le lipsește. Untul cât de colo, decorății, beutura, beuturică. Ascultă-mă pe mine, domnul învățător, că dumneata ești om cetit. Muierea-i coda dracului. Îl vinde și pe tată s-o atunci când i s-a prind călcâiele. Iulia, mă obsedez ca o pictură pe care am văzut-o într-o biserică de-a voastră. Ți-aș putea explica poate mai bine prin muzică, dacă aș avea un pian. Dar asta ce mai e? Un instrument al nostru. Și cântă? Cântă. N-am văzut niciodată așa ceva. Te rog. Trebuie să cânți dumnezeiește. Eu credeam că ne-am lămurit asupra relațiilor noastre. Andrei,
Nu mai recunoști? Major Körner, cum să nu te recunosc? Am vorbit mult despre tine. Ce surpriză plăcută! Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche den Herrn Major. Er soll schnell kommen. Ja. Andrei. Unde-i Tămâț? La tata. De-aia l-ai trimis, ca să rămâi singură cu bestia aia. Târfă! E pentru Major, auzi? Pentru Major. Și eu lucrez pentru el. Ce vrei să facem? Trebuie să te faci frate cu dracu până ce treci puntea. Tu ce ai de gând să faci? N-o spune-mi, Andrei. Tu ce vrei să faci? Sunt sănătos, tun. Trebuie să chibzuim. E vorba de soarta și datoria noastră. Au! Vă rog să mă scuzați pentru... Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Vreau să cred că Andrei a înțeles exact situația. Da, Andrei a înțeles, dar în felul lui. Te asigur că asta nu schimbă cu nimic situația și stima pentru dumneata. Nu știu, îmi dai voie. Pardon. Nu știu cum să-ți explic. Trebuie să fii aproape de mine, Iulia. Să te văd. Bine, te-ai absurd. Deloc. Hai să-mi fii traducătoare. Dar dumneata vorbești destul de bine românește. Să nu mai spui nimănui asta. Vii, da? Ați auzit? S-a terminat războiul, vine ai noștri. Uite-te întâi în jur și apoi deschide gura. Ce ai spus așa e, dar trebuie să mai avem radar. Fortificațiile de aici, baciule,
au un singur scop. Să-i țină pe ai noștri în loc un timp. Înțeleg eu. Dar mai bine spune-mi ce avem de făcut. Că da, ești comunist. Măi, ortace. Cu prostiile astea mă bagi în pușcărie. Parcă ești și... N-avem gardieni? Măi, Ioane. Tu ești român. Eu sunt român. De mă, baciule, ce să-ți spun? Sunt român și români. Că doar nu o să stăm cu mâinile în sân. Îl știi pe Covaci? Ungurul. Marca 217. Ungurul. Și la ei sunt unguri și unguri. Spune că trebuie să ne întâlnim mâine seară. Știe el unde. Chiar ai încredere în mine? Toți oamenii de pe vale. Ne vin și de dincolo de munte. Ne-au anunțat. E bine ce zici, dar noi nu ne pricepem la militarie. Mi s-a cerut să transportăm urgent și armele care ni se dau. Dar nu înțelegi, omule, că trebuie să le și folosim. Și noi habar n-avem. Are cine ne învăța. Ia dulbaciule. Nici o vorbă însă despre cele discutate. Auziți? Fraților, uite-l și pe șeful nostru de stat major. Da, domnul învățător în uniformă asta îi spune că e din partea cealaltă. Comuniști? Oameni. Țărani români. Dumnealor muncitor, după cum vedeți. Români. Da, și domnul Covaci? Dar eu tot de aici sunt, domnule învățător. Doar tatăl, bătrânul dumitale mi-a pus cartea în mână. M-a auzit cineva zicând că eu mi-s ungur și altul de alt neam? Toți suntem de unde ne-am născut. Ce piștea, nu mai știi de glumă? Ia ca și uniforma. Nu se cuvine să comanzi decât în uniforma noastră. O să trebuiască explozibil, mult explozibil. Îl luăm de la mine. Da, săpăm un tunel din galeria lui Iancu. Ar fi doar 10-20 de metri până dincolo de barajul flotației. Răzbim în pădure. Până săpăm tunelul, trece război, să știi. E numai pământ moale. Nu trebuie pierdut o clipă. Nu-i baie, domnule învățător, dacă am zis că aducem explozibilul, îl aducem. Ziua bună, Iulie. Unde-i tata? S-a dus o țâră. Dar tu pe unde umbli? Cu o treabă. Da. Dacă treci pe la comandament, ți-aș da oare ce să-i duci maiorului. Bine? Bine. Mulța.
Cu cât ți-o plătești? Pentru cei care se pricep la frumos, lucrez gratuit. Și apoi dacă îmi place cineva, îi dau amintire să mă pomenească cât o trăi. Ăștia cine sunt? Ăștia suntem noi. De noi o fi prins. N-aveți teamă. Vin cu o colmare. Că nemții au pus pază la toate ieșirile din sat. Sare bună, domnule învățător. Bine ați venit, băiți. Acolo, acolo. Încet, cu atenție. Așa. Ce-ai prinsat? Maiorul Körner îl caută pe comunistul Andrei Coman. Ce-a nebunit? Eu sunt român, nu comunist. E adevărat că nu toți românii sunt comuniști. De asta nu înseamnă că n-or fi și comuniști în România. Știam pe front, dar am auzit că a fugit în munți. Acum o să lucrez pentru mine. De fapt, ce înseamnă asta? Să-mi traduci din limba română. Atât. Și ce o să zică lumea? Că ai fost obligată. Atunci dă o asemenea dispoziție. Am să dau.
Halt! Stehen bleiben! Stați, fratele! Ce faceți? Creștinilor! Oameni buni, fraților! Trebuie să ducem mortul la cimitir! Urcaților! De ce îl pângăriți? Stați! Păgânilor! Lăsați, lăsați mortul! Păgânilor! Coman, că ăsta e ultimul transport. Aveți grijă de el ca de ochii din cap. Nu e bună. Așa ne-a făcut și la grevă, dinainte de război. De ce nu ne lăsați să ne ducem la muncă? Eu, major Dietrich Körner, ordon închiderea minelor. Toți merg la lucrările de fortificație. Sabotajul se pedepsește cu moartea. Acum două nopți, bandiții lui Coman au aruncat în aer podul de la Măgura. Cu dinamită furată de la mină. Ordon să predați întreaga cantitate de dinamită, fitilele, capsele și să spuneți unde se ascunde banda lui Coman. Aștept până la orele 18. O fi la spital, doar e invalid. Domnul comandant are dovezi că Andrei Coman e șeful bandei. Predați-l! Aveți încredere în mine. Și eu sunt român. Nu oricine vorbește românește se cheamă că e român. Nu e așa, fărtat! Așa e! Herr Major, das sind alles Verräter. Haben Sie nicht gehört, was Sie gesagt haben? Nimm Geiseln! La Coman. Veniți. Apoi, unii am dezertat. Apoi eu, Mismoroșan, ca și dumnealui. Eu, mis din Cluj.
Sunt prizoniere, domnule major. Sunt zeloc pentru Andrei ca și ceilalți? Pot pleca? Doar nu era să vorbesc românește în prezența lui. Ești arestată conform înțelegerii la dorința dumitale. Ești un actor periculos, domnule major. Trebuie să mă feresc de dumneata. Te-ai hotărât? Cum o să lucrezi aici? Eu soția unui om pe care dumneata l-ai condamnat la moarte. El intră în legile războiului. Tu, ale frumuseții. Nu ți-e frică că o să te trădezi? Ce? Comunicatele de pe front nu sunt un secret. Iar cel mai mare secret, linia de fortificații, o construiesc cu oamenii voștri. Da, și cu prizonierii. Să respectăm convenția, Iulia. Eu mă ocup de armată și de politică. Tu încearcă să fii o prezență agreabilă, frumoasă. Ia? Și dacă refuz? Nu te sfătuiesc. Ți-ar rămâne copilul singur. Singur. Auzi? Și când încep? Aflat? Aflat. Și stai așa? Ascund comori. Hai, ajută-mi. Dacă trece potopul, să mai rămână ceva după noi. Bine că ai scăpat, Ioane. Am vrut să mă duc și eu într-acole, dar șașă nu mai eram de niciun folos. Numai dumneata poți vorbi cu major. Cu Kölner. Dumneata. Dacă o spus că vor pe Coman, apoi pe Coman îl vor, primești de mare, Ioane. Recept? Trebuie să ne gândim mai întâi la ostatici. Cere lui Kölner să mai aștepte. Promite-i orice, numai să câștigăm timp. Bine, am să fac tot ce pot. Bună ziua, domnule major. Sie sind herzlich willkommen. Mulțumesc, domnule major. Iertați un biet bătrân dacă vă adresează o rugăminte. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Am venit pentru ostatici. V-aș ruga. Ich will Andrei Coman. Und alle werden frei sein. Nimeni nu știe unde este. De ce să omorâți atâția oameni nevinovați? Dumneata, complice
Coman. Vreau Coman. L-ai căuta. Voi duce și l-ai căuta. Lăsați-mi 3 zile de răgaz. Mă leg în fața lui Dumnezeu Sfânt. Dacă minți la mine, artistule, îmi pușc la tine. Vei face cum ți-e credință. La ora 6 se execută. Stai! Stai că trag! Ce dracu, mă, George? Ți-a luat Dumnezeu mințile? Zi-mă parola! Că nu mă cunoști? Mă predau. Pe mine mă vrea. Cam de saga asta. Seara bună. Ce cauți aici? Ți-am spus să nu mai vii. Știi că nemții au pus iscoade după noi toți. Musai. De m-am adăspite. Vălean s-a dus la ofițerul neamț și a mai căpătat un răgaz de 3 zile. Simedra și cu noi am hotărât cum să trecem cu muniția pe sub nasul menților. Aștepta să mă țărucășe. O să vă spun cum o să băgăm dinamita în cazemată. Bună, Moise! Ce faci? Bine! După... Păi păzăți pe neamță aici să nu-i fure careva. Să vă stropșească. Ia, gândă. Genar, să na, ia că-i fain. Ia. Bag seama că se muncește. Păi da. Dreptu-i. Dreptu-i. Las că nu-i rău, e bine. E bine. Stai, mă, ficior. Ce faci, mă, frumosule? Am auzit că aduci de aleguri la aliați. Dreptu-i. No, așa îmi place. Puteai să-mi aduci și mie niște să mătișe. Mi l-a rechiziționat, domnule Gâldău. Ce ziceți de hoția asta lui Simedrea? Ia. Ursule, tu să taci dracului din gură, auzi-te-o mai? Ia, mă, ia. Ia, ia, ia. Bandiților. Da. Voi știți ce-s astea? Ui! Ui, da! Astea nu sunt oi, mă. Dar ce? Astea sunt dinamite. Ia stai să aprind un zebric, să vedem dacă explodează. Da, da, lasă-mă. Ia, 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 ia. Să vedem dacă fac bum bum. Nu te speria, mă, Ioane. Ești prea prost ca să te străfulgere gândul ăsta. Da, da, așa e, așa. Nu ți umblă mintea, ție ca mie. Ia, mă, ia. Hai să mergi. Hai, mereți, mereți. În aia au fost? Mi-a cam speriat Gâldău. Credeam că ne-a vândut careva trădătorul ăla. Ai mai auzit ceva? A. Fă ceva pe deșteptul. Ține. Pune-le și pe asta în trăiești.
Nu se termine porcăria asta de război. O să te iau cu mine. Și te fac împărăteasa unei insule necunoscute. Sale de unde iluzii rose s-a culet pustia inima și sufletul meu de unde noi la Când zi, Herr Major, zi verdem zum telefon gerufen. Cine ești? Un om, Tom. Altădată fiți mai prudent. Dacă poți, spui la ai tăi. Ordin de la Berlin, sat Caput. Mâine în zori vom ataca la casa în care sunt ținuți ostatici. Ar strica și o diversiune. Aruncăm în aer ceva la fortificații și toți nemții vor fi ocupați acolo. Nici o explozie. Linia de fortificație o vom arunca în aer numai atunci când ni se va comunica. Va trebui să luăm și noi ostatici, ca nu cumva fasciștii să treacă la represalii. Dacă nu reușim, mă predau. Capcană. I-a luat de aici. După mine, băieți.
v-am transmis ultimile știri în legătură cu luptele ce se dau pentru alungarea cotropitorului fascist din nordul Transilvaniei. Kerner o să treacă la represiuni, dragul meu. Ne-a dat un ultimatum, o să-i dăm și noi unul. Nu, dumneata. Dumneata ești în armistițiu cu el. Mergi, Vlașenie. Numai decât. Bine. Te duci la Kerner și spui. Dacă în 12 ore nu-i liberați toți ostaticii, dar toți, aruncăm în aer linia de fortificații. Bine. Înseamnă că începem, nu? Am primit ordinul. Ai noștri sunt atât de aproape încât hitleriștii nu mai au când să refacă linia. Du-te. Coman coboară cu un grup deasupra satului la viziunea vulbii. Iar când vor începe exploziile, vor lua cu asalt casa în care sunt ținuți ostaticii. Nemții vor fi ocupați la fortificații. Și dacă maiorul i-a mutat iarăși? Omul nostru e sigur că nu. Comer! Domnul maior Kerner este de acord cu eliberarea prizonerilor. Transmite doar că dorește un răgaz de 24 de ore. Trebuie să ceară aprobarea comandamentului teritorial. Dacă încercați să căutați explosibilul sau să chinuiți oamenii de la fortificații, aruncăm totul în aer. Dar dacă în 24 de ore domnul comandant nu primește niciun răspuns? Ne-ar părea rău. N-am vrea să omorâm vechii aliați. De ce să nu vă duceți sănătoși acasă? Poate aveți copii, neveste. Și apoi, cimitirul nostru e mic. Bine, dacă nu eliberează la ora stabilită, aruncăm în aer. Fiecare la locul ei. Explozibilul e asigurat ca nu cum avem ții sale. Am controlat cu vrat, nu o singură dată. Lasă-i grad și faci-o. O să atrage Coman în timpul exploziilor. Înainte de pauza de prânz, treceți pe la oameni. Și spuneți-le să se retragă pe mangul apei. Sau să stea ascunși. În șanțuri. Vedeți cum le vorbiți să nu ne simtă careva. Doamne ajută! Părinților și copiilor voștri este mare primejdie. Comuniștii vor să muriți. Ei sunt dușmanii voștri. Ei vor să arunce în aer această fortificație la care au muncit cu eroism adevărați patrioți. Dacă în termen de 6 ore comunistul Coman, șeful bandiților din Pietrosul, nu se predă, vom incendia satul și vom executa ostaticii. Frați români, gândiți-vă la viitorul măreț ce vă așteaptă și demascați trădătorii. Luptați ca părinții și copiii voștri să se întoarcă acasă. Nu se vor mai duce niciun fel de tratative până ce Andrei Coman nu se predă pentru a vă salva viața voastră, a familiilor și a copiilor voștri. Prezentați-vă la comandament. Criminalii. Și denunțați trădătorii. Au cerut răgaz ca să iau ostateși din toate satele din prejur. Sunt dușmanii țării, ai statului și ai marelui Reich, care vă va garanta libertatea și viața fiecăruia. Nu ne ajungeau cei din Moisei. În caz contrar, eu, comandant, maior Dietrich Kerner, sunt obligat să iau măsuri drastice pentru pedepsirea vinovaților și a celor transmite care le ascund faptele lor criminale. Dar de linia asta nu vor trece decât pe lumea cealaltă. La orele 18. Jur. Iosefe, slavă Domnului. Îl cer pe Andrei. Da, dar mai avem răgaz, mă. Nu cred că o să mai aștepte. Mă duc. Mă duc în oraș la generalul lor. I-am lucrat și lui câte ceva. Poate că mă ascultă. Hai. Thank you.
Los, beweg dich! Los, beweg dich! Nu vin ruși aici, cât e hău și bârgău. O dat ordin Hitler să se reziste, ci voi nu vedeți ce pregătiri să fac. Ce-i bage, Vălean? Ce-i baiu? Prietenii tăi, Moise. Los! Los! Iaul! Pot să știu și eu de ce sunt adus aici. Ați promis că ne dați răgaz. Ați golit tot satul de oameni și ați dus la Perzanie. Dumneata, artistule, cu comuniștii. Varum? Pentru că mai întâi sunt român, domnule Maior. Comuniști, Ferească Sfântul. Dumneata, om instruit, intelectual, cum puteți să credeți toate prostiile ce se spun despre unul sau despre altul? Nici Coman, colegul dumneitare, nu este comunist. Vrei să-l ucizi din răzbunare? Vahe. Abführen. Dă locodare. Noi ce facem? Dacă nu explodați linia, nu atacăm. Oamenii așteaptă să atace. Trebuie să mă duc până în sat. Să-l văd pe Dănuț. E dor de Dănuț, asta e. Și mai am și o vorbă cu Iulia. Salutări de mâini, doamne Iulia. Și mulțumiri. După ce ne-a vândut maiorul și s-a culcat cu el, trebuie să-i salutăm și mâinile acum, nu? Curioși oameni sunteți voi, comuniștii. Ia stai. Ia stai, frate. Ascultă, domnule locotenent. Doamna Iulia este tovarășa noastră. Omul nostru de legătură. Informatorul. Thank you.
Iulia, ce dor mi-a fost de tine. Cât de puțin ne-am iubit. Iulia. Iulia. Mai spune-mi, Danuș ce face? Aș vrea să-l văd. Mă duc să-l aduc. Să nu te vadă cineva. O să iau prin grădină. Unde-i Simetria? La viziunea vulpii. Mă așteaptă acolo cu oamenii. Du-te. Eu mă fac frumos. Tu ești frumos pentru mine întotdeauna. Du-te. Dă-te tu la casă pe Dănuț. A venit Andrei. Vezi să nu te vadă careva. Dănuț! Dănuț! Unde ești, mă? Bună ziua, Dietrich. Bună ziua, Iulia. Pare foarte rău că unii concetățeni ai dumitale nu se astâmpără. Mă obligă să fiu necruțător. Un ofițer al Marelui Reich nu poate fi păcălit. Înțelegi? Da. Și te scap și de bunul meu coleg. Și plecăm. Plecăm. Auzi? Eliberează prizonierii, că altfel trag. Și spune să dea drumul celor de la fortificații. Glumești. Arestați-o! Știam că lucrezi pentru ei. Fă-ți cruce. Înainte de a pleca, nu va rămâne niciun picior de om în satul ăsta blestemat. Herr Major, ein Offizier von Oberkommando erwartet Sie beim Wagen. Er hat wichtige Mitteilungen. Erschießt sie! Tatuță! Tatuță! Băiatul, tati! Dragul de tine! Andrei! Prăpăd mare, Andrei. Gâldău spune că Iulia a fost arestată de Körner. Dănuț, du-te și te joacă. Pleci. Tu fugi. În altă parte. Repede. Cine ești? Asta nu e important. Noi distrugem sat. Toți. Toți. Verstehen Sie? Schnell. Schnell. Ja. Oare ne omoră? Nu știu. Dar dacă ne-or împușca, să murim ca oameni. Fraților, se predă învățătorul. Am scăpat! Am scăpat, fraților! Am scăpat! Nu credeți încă, fraților!
Locotenentul român, Andrei Coman, se predă. Așteptam. Eliberați pe Iulia și o strategii. Onoarea de ofițer vă impune să respectați atunci când... Revolver. Un ofițer al armatei Marelui Reich nu poate sta de vorbă de pe poziții egale cu comuniștii. Dacă vă e atât de frică de comuniști, îmi pare rău că nu sunt și eu. Mergi și spune lui Andrei să fugă în munte. Andrei s-a predat. De ce? A aflat că ești arestată. Atunci fug eu la Simetria. Mă atavești cu Andrei. Cetățeni, dușmanul vostru, comunistul Coman, s-a predat. Comandantul Körner, pentru a nu vărsa sânge nevinovat, vă oferă libertatea. Soldații Marelui Reich au primit dispoziții în acest sens. Din această clipă puteți pleca la casele voastre. 2-2. Atențiune, atențiune! Pentru ca satul să poată fi curățat de dușmanii armatelor Marelui Reich și ai aleaților săi, comandantul Dietrich Körner ordonă. Toată populația trebuie să părăsească satul în termen de 3 ore. Domnul Maior, de ce l-ați luat? De ce dai, mă? Mă! Der Herr Major hat befohlen, weil er nur so gebracht werden. Hinaus! Schneller! Domnul Maior a auzit că știți să dansați dansul străvechi. Știm. A dus costume ca să dansați. Păcat că nu-i anul nou și nu-s datim. Vă promite viața. Ne supunem, dar nu mai credem în promisiunile dumisale.
Erschissenen. Picăloșilor, nu o să vă uite niciodată, nici morții, nici copiii. Ucigați! Constantine, comunică la ai noștri din linia de fortificații să declanșeze imediat, conform planului stabilit, acțiunea Ultima Frontieră. Mă înțeles. Turbefeste, cum sline! Thank you.
ar trebui schimbată. N-au fost numai 29. E adevărat. A mai fost și Gavrina. Și Baciu. Și bătrânul Brad. Și Grad. Și mulți alții.